surori în Iisus Hristos. Sunt evanghelistul Negrean Cătălin și doresc să vă salut cu pacea Domnului și mă rog ca credința în Domnul Iisus Hristos, harul lui și părtășia cu Duhul Sfânt și Dumnezeu Tatăl să fie și să rămână cu voi cu toți. Doresc ca prin intermediul internetului să vă transmit un mesaj pe care l-am intitulat Mântuirea numai prin har, fără faptele legii și fără faptele făcute în neprihănire. Și aș dori să încep cu aceste versete care stau la baza acestui mesaj. Romani, capitolul 3, versetele 27 și 28. Unde este dar motivul de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Iar în Tit, capitolul 3, versetul 5, citim. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Și continuăm cu versetele 6 și 7. Pe care l-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, pentru ca odată socotiți neprihăniți prin harul Lui să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Amin. Aș dori înainte de a începe acest mesaj să vă rog să, dacă aveți o Biblie la îndemână, să o deschideți la Cartea Romani, pentru că mesajul este destul de greoi în a-l înțelege fără a avea o Biblie la îndemână și a vă uita în Biblie. Romani, capitolul 1, versetele 16 și 17. Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Dumnezeu va da viață veșnică celor care prin perseverența în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Versetele 19 și 20 din capitolul 3. Știm însă că tot ce spune legea, spune celor care sunt sub lege. Căci nimeni nu va fi considerat neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoașterea deplină a păcatului. Versetele 21 și 22. Dar acum s-a arătat o neprihănire a lui Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Și anume, neprihănirea lui Dumnezeu, în paranteză, precizarea mea, nu a faptelor și nici a legii, nu a faptelor legii și nu a faptelor făcute în neprihănire. Continuăm versetul. Ci neprihănirea lui Dumnezeu prin credință în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei care cred. Nu este nicio deosebire. Versetul 23. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Versetul 24. Și sunt făcuți neprihăniți prin darul harului său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Versetul 25. Pe El Dumnezeu l-a rânduit să fie prin credința în sângele Lui. Și continuăm cu precizarea mea. Crezi tu în sângele Lui când te împărtășești
cu sângele și trupul lui, o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea lui. Continuarea versetului. Versetul 26. În așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel care crede în Isus. Nu am să mai continui să spun precizarea mea, ci am să continui să citesc versetele și unde e precizarea mea, voi citi mai departe, fără să mai specific. Versetul 27. Unde este dar motivul de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu. Ci prin legea credinței. Versetul 28. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Versetul 30. Dumnezeu este unul singur și El îi va socoti neprihănit prin credință pe cei circumciși și tot prin credință și pe cei necircumciși. Versetul 31. Deci prin credință desfințăm noi legea? Nici de cum. Dimpotrivă, noi întărim legea. Romani, capitolul 4, versetul 2. Dacă Avram a fost socotit neprihănit prin fapte, care fapte? Cele ale credinței, desigur, căci nu exista legea lui Moise pe atunci. Are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Căci ce zice Scriptura? Versetul 3. Avram l-a crezut pe Dumnezeu. Avram a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt, în promisiunile pe care le-a făcut Dumnezeu. Aici nu scrie că Avram a crezut în Dumnezeu că există, ci că a crezut pe Dumnezeu. Și credința aceasta, că ce îi promite Dumnezeu, el va împlini. Această credință în cuvântul lui Dumnezeu i-a fost socotită ca neprihănire. Și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Versetul 4. Însă celui care lucrează, lucrează ce? Însă celui ce lucrează o neprihănire care este prin fapte, plata cuvenită îi se consideră nu ca un har, ci ca ceva datorat. Iar prin fapte nu ai cum să primești mântuirea și neprihănirea lui Dumnezeu. Căci acestea două se primesc doar prin har, crezându-L pe Dumnezeu pe cuvânt, că ce El a promis, adică mântuirea și neprihănirea primite în dar de la El prin har, le vei primi. Sau le-ai primit. Versetul 5. Pe când celui care nu lucrează, adică celui ce nu face fapte, ci doar crede pe Dumnezeu pe cuvânt, ci crede în cel care îl socotește pe păcătos neprihănit, vedeți aici, păcătosul nu este fără păcat, ci doar că Dumnezeu nu-i mai ia în seamă păcatul și îl consideră neprihănit. Credința pe care o are el, adică că deși este păcătos, Dumnezeu îl consideră neprihănit, această credință îi este socotită ca neprihănire. Versetele 14 și 16. Căci dacă moștenitori sunt cei care se țin de lege, credința este zadarnică și promisiunea este nimicită. De aceea, moștenitori sunt cei care se fac prin credință pentru ca să fie prin har și pentru ca promisiunea să fie garantată. Versetele, capitolul 4, versetul 20, până la capitolul 5, versetul 2. El, adică Avram, nu s-a îndoit de promisiunea lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui, i-a dat slavă lui Dumnezeu. Versetul 21. De plin încredințat că El ce promite poate să și împlinească. Versetul 22. De aceea, credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Adică credința în promisiunile lui Dumnezeu. Versetul 23. Dar nu numai pentru El este scris că i-a fost socotită ca neprihănire,
versetul 24, ci este scris și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită, nouă celor care credem în Cel care l-a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Versetul 25, care a fost dat pentru fără de legile noastre și a înviat pentru că am fost socotiți neprihăniți. Capitolul 5, versetul 1. Deci, fiindcă suntem neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Versetul 2. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har. Avem harul de a crede și credința de a fi în har, în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Versetul 9. Deci cu atât mai mult, acum când suntem neprihăniți prin sângele lui, sângele lui Iisus Hristos ne-a dat neprihănirea și nu faptele noastre. Vom fi mântuiți prin el de mânia lui Dumnezeu. Versetele 15 la 17. Versetul 15. Dar cu darul fără plată, adică mântuirea este în dar și nu poți face nimic pentru mântuirea ta, nici lua, nici adăuga și nici făcând partea ta la mântuire, adică lucrând ceva fapte. Nu este ca și cu greșeala, căci dacă prin greșeala unuia singur cei mulți au fost loviți cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care ni l-a făcut harul acesta. Într-un singur om, în Iisus Hristos, s-a revărsat din belșug celor mulți. Versetul 16. Iar cu darul fără plată, nu este ca și cu ce a venit prin cel care a păcătuit. Darul fără plată, venit în urma multor greșeli, adică păcate, a adus o hotărâre de iertare. Versetul 17. Dacă deci prin greșeala unuia singur moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei care primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii, am primit harul mântuirii și darul neprihănirii. În toată plinătatea, asta însemnând că umple orice nevoie, acopere totul și este suficient pentru toate lucrurile și greșelile. Vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Romani, capitolul 5, versetul 20, până la capitolul 6, versetul 1. Versetul 20. Legea a venit pentru ca să se înmulțească greșeala. Asta ne arată și Domnul Iisus Hristos când spune: cine se uită la o femeie cu gând să o poftească, a și păcătuit cu ea în inima lui. Căci ce ne spune legea? Nu pofti. Iar când această lege, mai stricată decât prima, a venit, atunci greșeala s-a înmulțit, nu mai stricată, repet greșeala. Iar când această lege mai strictă decât prima a venit, atunci greșeala s-a înmulțit și mai mult, de la o greșeală în trup făptuită până la o greșeală în minte tot făptuită. Dar unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit și mai mult. Deci Domnul Iisus Hristos ne-a spus această lege mai strictă pentru a ne arăta că nimeni nu poate împlini legea și de aceea avem nevoie de har. Versetul 21. Cum păcatul a stăpânit din moartea, tot așa și harul să stăpânească. Peste cei mântuiți nu mai stăpânește păcatul ca să murim, ci stăpânește harul. Prin urmare, noi nu mai suntem legați de păcatul adamic, ci suntem liberi de sub păcat, sub stăpânirea harului, dar nu suntem liberi ca să păcătuim. Dând neprihănirea,
ca să dea viață veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Asta înseamnă că nu vom mai muri din pricina păcatului adamic, ci că avem viață veșnică prin Domnul nostru Iisus Hristos, ca așa cum mulți au fost afectați de păcat, fără voia lor, dând moarte prin Adam, tot fără voia noastră să avem viață veșnică prin Iisus Hristos, având har după buna plăcere a lui Dumnezeu. Alege vreun om să se nască pe pământ? Nu poate niciun om să aleagă aceasta. Tot așa, la nașterea lui, omul nu poate să aleagă în a avea sau nu efectele păcatului adamic, care este moartea. Tot așa, niciun om nu se poate alege, nu poate alege nașterea din nou pentru sine însuși, ci o alege Dumnezeu. La fel, omul nu poate alege nici efectele nașterii din nou pentru el. Aceste efecte ale nașterii din nou, fiind mântuirea dată în dar prin harul Domnului Iisus Hristos, care ne dă viață veșnică. Vedem asta la Ioan 15:16, dacă citiți acolo versetul, unde printre altele Domnul Iisus Hristos menționează: nu voi m-ați ales pe mine. Romani, capitolul 6, versetul 1. Deci, ce vom zice, dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum. Romani, capitolul 6, cu versetul 5. Într-adevăr, dacă ne-am făcut una cu el printr-o moarte asemănătoare cu a lui, vom fi una cu el și printr-o înviere asemănătoare cu a lui. Versetul 7. Căci cine a murit de drept este eliberat de păcat. Asta înseamnă să crezi că Iisus Hristos a murit să-ți ierte păcatele și mai înseamnă că prin această credință ai murit și tu împreună cu Iisus Hristos. Numai că El a murit să-ți ierte păcatele, iar tu ai murit față de păcate. Versetul 12. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Versetul 14. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Nu mai suntem sub lege, care a venit să înmulțească păcatul, ci suntem sub harul care ne stăpânește dându-ne viață veșnică și având viață veșnică, păcatul nu mai are putere asupra noastră. Versetul 18. Și chiar prin faptul că ați fost eliberați de sub păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii. Versetul 19. Acum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii. Noi suntem robi ai harului și ai neprihănirii. Dar acum trebuie să aducem și mădularele noastre în conformitate cu această decizie a lui Dumnezeu și nu a noastră, și să facem mădularele noastre roabe ale neprihănirii, spre sfințirea voastră. Versetul 22 din capitolul 6. Dar acum, odată ce ați fost eliberați de păcat, deci, vedeți, noi nu ne mântuim sau eliberăm de păcat, ci noi credem pe Dumnezeu, pe Cel care poate să facă asta și o face cu noi. Adică ne-a eliberat de păcat și ne păstrează așa, liberi. Și v-ați făcut robia lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Avem ca rod sfințirea și ca sfârșit viața veșnică, pentru că ni le-a dat Dumnezeu în dar. Versetul 23. Darul fără plată al lui Dumnezeu
este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Capitolul 7, versetul 2. Femeia măritată este legată prin lege de soțul ei cât timp trăiește el. Noi suntem legați de Iisus Hristos veșnic, dar dacă păcătuim, suntem prea curvari. Pentru că este ca și cum am merge după alt bărbat, deși noi aparținem lui Iisus Hristos. Vorbesc din punct de vedere spiritual și așa și trebuie înțelese. Romani, capitolul 7, versetul 3. Dacă pe când îi trăiește soțul, ea se mărită cu altul, va fi numită adulteră. Versetul 4. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos, și voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia, adică acelui care a înviat din morți. Dar dacă faci păcate, nu mărturisești prin aceasta că ești viu față de lege? Și prin aceasta, prin faptul că faci păcate cu voia, ești de sub stăpânirea harului și intri sub stăpânirea legii, înșelând și trădând credincioșia ta față de Domnul Iisus Hristos? Noi da, aparținem Domnului Iisus Hristos, dar ce bărbat sau femeie dorește și se bucură de o relație în care partenerul de viață îl înșală? Tot așa, nici noi, prin păcat, nu trebuie să înșelăm credincioșia noastră față de Iisus Hristos. Cum îi arăți partenerului de căsnicie credincioșie? Decât prin faptul că nu îl înșeli prin adulter și că legământul făcut cu el este sincer prin faptul că îți păstrezi relația de căsnicie în sfințenie. Dar dacă îți înșeli partenerul de căsnicie și continui în asta și numai asta faci, înseamnă că tu niciodată nu ai fost sincer în această relație și prin urmare nu i-ai aparținut niciodată. Vreau să îți spun că dacă nu ești sincer, credincios și nu trăiești în sfințenie în relație cu Iisus Hristos, atunci tu nu i-ai aparținut niciodată Domnului. Adică niciodată nu ai fost mântuit ori mântuită. Romani, capitolul 7, versetul 5. Căci când trăiam în firea pământească, patimile păcatelor stârnite de lege, de reținut că predicarea legii, prin a spune oamenilor nu fă cu tare sau cu tare păcat, nu face altceva decât să stârnească patimile sau poftele păcatelor. Lucrau în mădularele noastre și ne făceau să aducem roade pentru moarte, adică să păcătuim. Versetele 7b și 8. Legea este ceva păcătos? Nici de cum. Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De exemplu, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Păcatul este cunoscut prin lege, dar predicarea legii stârnește pofta păcatului. Versetul 8. Apoi păcatul a folosit prilejul și a făcut să se nască în mine prin poruncă tot felul de pofte. Păcatul din firea noastră, care este de natură păcătoasă, folosește prilejul poruncii legii de a nu face păcat, în a stâni tot felul de pofte păcătoase. Căci fără lege, păcatul este mort. De aceea, noi cei mântuiți nu mai suntem sub porunca și stăpânirea legii, ci suntem sub stăpânirea harului, pentru ca păcatul să fie mort și să fim morți față de păcat. Versetul 14b. Dar eu sunt firesc, vândut rob păcatului. Natura firii noastre păcătoase ce locuiește în carnea trupului nostru, citez,
căci în păcat m-am născut și în păcat m-a zămislit mama mea, prin urmare trupul nostru este încă rob al morții și a păcatului. Versetul 15. Căci nu știu ce fac, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Prin faptul că Pavel nu face ce vrea, adică binele, și face ce urește, adică păcatul. Prin faptul că nu face ce vrea să facă și face ce urăște, din această cauză, Pavel nu știe ce face. Versetul 16. Acum dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Prin faptul că faci ce nu vrei, mărturisești că legea este într-adevăr bună în a-ți descoperi și arăta păcatul. Versetul 17. Și atunci nu mai sunt eu cel care face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Prin urmare, când fac ce urăsc să fac, adică un păcat, asta este ce se întâmplă împotriva voii mele, adică a Duhului meu, din cauza naturii păcătoase a firii mele, care locuiește în trupul meu, adică în carnea mea. Versetul 18. Știu un adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că cei drept am voință să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Trupul nostru nu are nimic bun în carnea lui, decât o natură păcătoasă care ne însoțește pe tot parcursul vieții noastre. Și prin urmare, voința noastră, fiind supusă trupului, este înclinată numai spre rău și păcat. Dacă faci bine, este datorită numai lui Dumnezeu. Versetul 19. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Versetul 20. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel care face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Genesa, capitolul 6, versetul 5. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Din acest motiv avem nevoie de mântuirea numai prin har și prin credință în tot ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mântuirea noastră. Și anume că cine crede în Iisus Hristos că este Fiul lui Dumnezeu, că El a murit și a înviat a treia zi după Scripturi și crede în numele lui Iisus Hristos, are viață veșnică. Romani, capitolul 7, versetul 21. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Versetul 22. Fiindcă după omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Versetul 23. Dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea. Legea primită de mintea noastră fiind harul care ne învață să o rupem cu păgânitatea și îndemnurile Duhului Sfânt care ne îndeamnă la pocăință prin bunătatea Lui. Și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Căci gândurile din inima omului sunt pornite numai spre rău, zi de zi. Versetul 24. O, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Versetul 25a. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos și trupurile noastre vor fi salvate la răpire, când cei adormiți în Hristos Iisus vor învia, iar noi cei vii care vom fi rămas într-o clipială, trupurile noastre vor fi schimbate, ne vom alătura lor
și vom fi răpiți cu toții în văzduh, în trupuri de slavă, și astfel vom fi totdeauna cu Domnul în veșnicii. Amin. Romani, capitolul 7, versetul 25b. Astfel, dar, cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Dorința în minte este să fiu în trăire sfântă, dar trupul este neputincios din pricina naturii păcătoase. Capitolul 8, versetul 1. Acum, dar, nu există nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Pentru cei mântuiți nu mai este nicio condamnare, pentru că în Iisus Hristos noi suntem sub stăpânirea Harului care nu condamnă și nu mai suntem sub legea care aducea condamnare. Și prin Iisus Hristos, Dumnezeu a condamnat păcatul în firea pământească. Prin urmare, noi nu mai suntem condamnați pentru păcatele făcute fără voie. Iar atunci, toată trăirea noastră este după slujirea cu mintea noastră, care primește îndemnurile Duhului. Iar acestea sunt legea lui Dumnezeu. Versetul 2. Într-adevăr, legea Duhului vieții în Hristos Iisus m-a eliberat de legea păcatului și a morții. Versetul 3. Căci lucru imposibil pentru lege, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a condamnat păcatul în firea pământească, trimițându-l din cauza păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Noi slujim lui Dumnezeu cu mintea, adică cu gândurile sau cu inima și nu cu fapta. Lui Dumnezeu îi place omul ascuns al inimii, căci ce ai în inimă, aceea faci și spui. Omul se uită la ce izbește ochiul, adică la fapte. Dumnezeu privește la inimă, adică la ce gândești și la cum sunt gândurile tale, rele sau bune. Adică Dumnezeu privește la omul din lăuntru. Degeaba ai fapte ale credinței dacă inima ta este rea și te gândești la păcate, la interes și la compromis, dar și la ce câștigi. Dar și la ce câștig ai. Degeaba îi spui cuiva, te iubesc, dar cu mintea ta îl urăști, pismuiești, ești cu viclenie, invidios, nepăsător, ori poftești la ce are el sau la poziția lui în societate sau în biserică. Important este să îi slujești lui Dumnezeu cu mintea, adică cu inima, cu gândurile tale. 1 Corinteni, capitolul 13, versetele 1 la 7. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, dar n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un talger zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să muci munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu invidiază, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, speră totul, suferă totul.
Vedem că acest pasaj vorbește de slujirea cu mintea, cu gândurile noastre, cu inima noastră, care este imperios mai importantă decât slujirea cu fapta sau cu credința. Dacă nu slujim cu gândurile, mintea și inima, celelalte slujiri sunt în zadar. Dragostea, gândirea, bucuria, credința, speranța sunt cuvinte care le găsim în acest pasaj din Scriptură. Și toate aceste trăiri vin din inimă, din minte și gânduri. Prin urmare, noi trebuie să-i slujim lui Dumnezeu cu mintea. Până ce noi slujim cu mintea, celelalte slujiri cu fapta nu își au nici una rostul. De aceea mântuirea și este prin har și nu prin fapte ale credinței, neprihănirii sau alegii. Dumnezeu nu vrea faptele tale, ci El vrea inima ta. Lui să-i o dai și să-i slujești cu ea prin gândurile și mintea ta. Degeaba nu curvești în trup dacă tu ai privit la o femeie să o poftești și ai curvit cu ea în inimă. Înțelegi tu, ascultătorule, al acestui mesaj? Că Dumnezeu vrea să-i slujești cu mintea ta. Că Dumnezeu vrea să-i slujim cu mintea noastră. Să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de jos. La lucrurile din cer și nu la lucrurile de pe pământ. Romani, capitolul 8, versetul 4. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Iisus Hristos a venit într-o fire asemănătoare cu a păcatului, neavând păcat, și a împlinit toată legea. Iar prin faptul că Domnul Iisus Hristos a împlinit toată legea și locuiește în noi cei mântuiți, prin Duhul Sfânt, El, Iisus Hristos, împlinind toată legea și locuind în noi, Iisus Hristos a împlinit porunca legii în noi și pentru noi. Când Iisus Hristos tot ce a făcut pe pământ, căci Iisus Hristos tot ce a făcut pe pământ, de la întruparea sa din Fecioara Maria și de la Duhul Sfânt și până la înălțarea lui la cer, prin mijlocirea lui veșnică și de asemenea și prin răpirea bisericii care se va întâmpla și prin trăirea cu el veșnic, Iisus Hristos a împlinit și va împlini toate acestea pentru noi. Romani, capitolul 8, versetul 5. Într-adevăr, cei care sunt firești se gândesc la lucrurile firii pământești, pe când cei care sunt duhovnicești se gândesc la lucrurile Domnului, la lucrurile Duhului. Din nou vedem că adevărata slujire este cu mintea noastră, cu gândurile noastre, cu inima noastră, și nu cu faptele noastre. Versetul 6. Și gândirea firească este moarte, pe când gândirea Duhului este viață și pace. De ce nu trebuie să facem noi fapte și nu trebuie să luăm noi inițiativa și nu trebuie să slujim cu trupul nostru? Pentru că toate acestea sunt firea noastră. Dar de ce trebuie să slujim lui Dumnezeu cu mintea noastră? Pentru a aștepta îndemnurile Duhului Sfânt, adică inițiativa lui Dumnezeu. Pentru că în acest verset scrie că nu gândirea Duhului nostru, ci gândirea Duhului Sfânt a lui Dumnezeu este viață și pace.
Toate faptele făcute în urma inițiativei Duhului Sfânt al lui Dumnezeu sunt faptele lui Dumnezeu și nu ale noastre. Și noi nu avem niciun merit. Tot meritul este al lui Dumnezeu. Noi suntem niște robi netrebnici. Am făcut ce era dator să facem. Prin urmare, nici faptele firii noastre, bune sau rele, nu lucrează mântuire. Altfel ar însemna că noi lucrăm o plată pentru mântuirea noastră. Ci totul este meritul lui Dumnezeu. Iar faptele făcute la inițiativa Duhului Sfânt sunt ale Lui, ale Duhului Sfânt. Sunt meritul lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu și totul și în totalitate, întreaga lucrare de mântuire este a Dumnezeului Triunic și Sfânt, a Tatălui, a lui Iisus Hristos și a Duhului Sfânt, de a ne mântui prin har și numai prin har. Versetul 7. Fiindcă gândirea la lucrurile firii pământești este dușmănie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Versetul 8. Deci cei care sunt în firea pământească nu pot să-i placă lui Dumnezeu. Versetul 9. Voi însă nu mai sunteți în firea pământească, ci în Duhul. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește într-adevăr în voi, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Cineva ar putea convinge oamenii că el este al lui Hristos, că este mântuit, dar dacă nu are Duhul lui Hristos, se amăgește singur. Versetul 10. Și dacă Hristos este în voi, trupul, da, este supus morții din cauza păcatului. Dar Duhul este viu datorită neprihănirii. Duhul este viu nu datorită neprihănirii tale, ci datorită neprihănirii lui Hristos, care locuiește în tine. Versetul 11. Și dacă Duhul celui care l-a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel care l-a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din cauza Duhului Său, care locuiește în voi. Versetul 12. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Noi suntem datori vânduți, adică suntem datori pe veci și în veșnicii lui Iisus Hristos și suntem datori să trăim după îndemnurile Duhului Său. Amin. Versetul 13. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Faptele trupului este orice faptă vrem noi să o facem cu ajutorul trupului nostru, fie bună sau fie rea. Fie că faci păcat, fie că vrei să evangelizezi. Da, poate sunteți șocați, dar ați auzit bine. Și să evangelizezi poate fi o faptă a trupului. De ce? Am să vă dau exemplu. Fapte, capitolul 16, versetul 6. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Și versetul 7. Ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia. Dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Versetul 8. Au trecut atunci prin Misia și s-au pogorât la Troa. Căci noi trebuie să trăim după îndemnurile Duhului Sfânt și să facem ce ne arată Duhul Sfânt să facem. Adică
nu noi să luăm inițiativa în a face ceva, ci Dumnezeu să fie în toate faptele Cel care ia inițiativa. Ori dacă vrei să iei inițiativă în ceva ce crezi că ți-a vorbit Dumnezeu, tu trebuie să-L întrebi întâi pe Dumnezeu. Asta înseamnă să slujești lui Dumnezeu cu mintea ta și nu cu trupul tău. Adică să iei seamă la îndemnurile Duhului Sfânt. Romani, capitolul 8, versetul 14. Căci toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Trăiești tu după călăuzirea Duhului lui Dumnezeu? Sau după ideile și faptele tale? Fie ele bune sau rele, fără a-L întreba pe Dumnezeu dacă este voia Lui. Versetul 27. Și cel care cercetează inimile știe care este dorința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Ce ne cercetează Dumnezeu? Faptele? Nu faptele, că ele sunt văzute, ci El ne cercetează inimile. De ce? Pentru a vedea dacă îi slujim Lui prin gândurile, mintea și inima noastră. Deci, dragi frați și surori, drage, noi suntem mântuiți numai prin har, fără fapte, căci faptele pe care le facem noi nu lucrează mântuirea lui Dumnezeu, căci sunt faptele firii pământești. Iar faptele Duhului nu sunt faptele Duhului nostru, ci a Duhului Sfânt. Prin urmare, noi nu avem deloc parte ca lucrători în mântuirea lui Dumnezeu pe care El ne-a dat-o în dar prin har și prin credință în numele lui Iisus Hristos, că El este Fiul lui Dumnezeu. Prin credința în toate promisiunile Lui și prin credința în toate ce El a făcut pentru mântuirea noastră. Amin. Fie ca Dumnezeu să facă viu acest cuvânt în voi și să vă dea o viață de biruință și să vă ajute ca să slujiți lui Dumnezeu în primul rând cu gândurile, mintea și inima voastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Tatăl Ceresc, pe deplin, în numele Domnului Iisus Hristos și să vă mântuiască și să vă păstreze în mântuire și credință până la venirea Domnului Iisus Hristos. Amin.